Amatorii de șah din Rezina sunt așteptați la liceul Alexandru Pușkin. Aici s-a deschis prima sală specializată pentru șah din raion. La eveniment au venit oaspeții de onoare și colegi de pe malul stâng al Nistrului și părinții viitorilor campioni. Jucătorii de șah din raionul Rezina vor avea acum o sală specializată pentru antrenamente și turnee, care va aduna copii și maturi de pe ambele maluri ale Nistrului. De acum înainte, amatorii de șah vor juca șah într-o clasă specializată, cu utilaj modern, după cum se cuvine. Sunt prevăzute să deschidă sau sunt pe cale de a fi deschise în toate raioanele Republicii, în toate municipiile, inclusiv în Găgăuzia și Transnistria. Prima clasă care oficial a fost deschisă, bineînțeles, în Chișinău, la Liceu Univers Lyons. Mâine mergem deja să deschidem la Fălești, la Bălți și la Telenești. Adică, să zicem, Rezina între primele clase care a fost deschisă în ramura acestui proiect. Sunt preconizate până la 40 de clase în toată Republica. Sărbătoarea a fost plină de emoții și planuri de viitor. Mie îmi place să joc șahmate. După 9 clase tot vreau ca să mă duc undeva, ca să joc șahmate mai departe, să ajung cineva, cum Kasparov. E foarte frumoasă. Niciodată n-am visat că a să fie așa. Noi totdeauna ședem acolo, într-o cameruță mică, dar acum parcă mari emoții am. Foarte bine. Un tăcă creșiv, nu tăcă că раньше был. Раньше был очень тесно там было, а сейчас он уже просторный, все очень красиво. Есть новые часы, новые доски, все есть. Нинио пород гений кыла факут клубу листа дешахши. Azvine mulți oameni a joacă aici și așa vă luteți gine. Părinții au trăit și ei emoții alături de copiii lor și s-au bucurat că acum ei vor fi și mai motivați să meargă la antrenamente. Noi am fost de la început, încă când am fost în sala veche și venim regulat la antrenament. Sigur că e mai plăcut să faci antrenament și să joci într-o clasă amenajată, ca la Chișinău, fiindcă noi la atâtea competițiile am fost cu ele împreună. E frumos aici și să spunem, suntem mirați de atâta cât asta a costat. Eu ne închipu în vremea asta grea, asta ne închipu cât asta a costat. Desigur că e plăcut. Deschiderea sălii specializate de șah a fost posibilă grație efortului marelui maestru Viorel Bologan. Inițiatorul acestui proiect. Deci noi am scris acest proiect și el a fost susținut mai târziu de Guvernul Republicii Moldova, de Fundația de Investiții Sociale în Moldova. Mai departe noi preconizăm să ajutăm cu pregătirea profesorilor, cu materiale didactice și vom lucra foarte strâns la organizarea competițiilor împreună. Adică aici noi avem o legătură foarte strânsă și acest proiect, aici noi în baza acestei școli, ca atare, deschidem și filiala Academiei de Șah, ca să fie un lucru mai intens. S-o cot că e o investiție importantă în viitorul Moldovei, în viitorul tinerii generații, pentru că acest inventar va servi zeci de ani de zile, el nu se uzează. Noi la clubul de șah, noi avem mesele de 30 de ani și le folosim cu mare plăcere și le arată foarte bine. Adică o investiție foarte importantă, strategică în viitorul țării. Bugetul total al acestui proiect este de 100.000 de lei, din care 70.000 au fost alocați de Fundația de Investiții Sociale în Moldova și 30.000 de lei au fost oferiți de autoritățile publice locale împreună cu Asociația Părintească a Liceului Alexandru Pușkin din Rezina. Ina Komarovski, Vladislav Popov, Rezina, fiți la curent!